La Biblioteca Județeană Panait Cerna din municipiul Tulcea a fost lansată în această seară o nouă serie a revistei de cultură și spiritualitate Steaua Dobrogei, continuatoare a celei mai vechi publicații locale din această provincie. Manifestarea face parte din programul activităților culturale organizate la nivel local pentru omagierea celor 140 de ani de la revenirea Dobrogei la România. În sala festivă a Bibliotecii Județene Panait Cerna din municipiul Tulcea a fost lansată în această seară o nouă serie a revistei de cultură și spiritualitate Steaua Dobrogei. La eveniment, alături de membrii Asociației Scriitorilor Tulceni, au participat profesori, preoți, oameni de cultură și reprezentanți ai autorităților locale. În mijlocul acestora a fost prezent și preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. Am participat cu multă bucurie în această dupămasă la Biblioteca Județeană Panait Cerna din Tulcea, la lansarea seriei noi a revistei Steaua Dobrogei, o revistă de cultură și spiritualitate românească și ortodoxă, o revistă care apare aici la Tulcea începând cu anul 1879. Ne bucurăm, iată, că ea apare acum într-o serie nouă și că Episcopia Tulcii a pus și o piatră de temelie la apariția acestei reviste, cum am făcut-o dintotdeauna, și ne bucurăm în același timp pentru că în cadrul lansării acestei reviste, îndrumătorul nostru pastoral de la Tulcea, care apare anual, a primit un premiu de excelență pentru presa religioasă. Ne bucurăm de lucrul acesta și dorim ajutor de la Domnul colectivului redacțional al revistei Steaua Dobrogei și, într-adevăr, în anul acesta centenar, și pentru neamul românesc, dar și pentru Dobrogea la 140 de ani, de la revenirea ei la patria mamă, Steaua Dobrogei să fie o stea călăuzitoare către valorile spirituale ale poporului român și ale Sfintei noastre Biserici Ortodoxe. Apariția revistei Steaua Dobrogei nu face altceva decât să scoată în evidență faptul că pe acest meleag al Tulcii există o elită profesională alcătuită din scriitori de toate formele, poezie, proză, iar având alături pe preasfinția sa Visarion, episcopul Tulcii, reușim ca această activitate să ducă spre un final în care toată lumea să înțeleagă că apariția cuvântului scris are o mare însemnătate. Evenimentul a fost organizat de Asociația Scriitorilor Tulceni în colaborare cu Biblioteca Județeană Panait Cerna și cu Episcopia Tulcii.